aici. Ne trebuie. Yeah. Scoate. Îi dăm și ei. Da. Costelo, stai stelo, mai pui aici, în căruț. Na. Ăștia coțeli, da. Ăsta care trăieți. Sunt atâția ciocani pe câmp și e păcat că n-aveți cum să-i adunați pe toți. Am venit azi, zice el. Mai eu? Nu mai eu. Nu mai vine. Da. Vlad. Nicu Vlad. Ia ziceți-mi, reușiți să umpleți căruța? Dacă stau până de seară, da. Nu stau. Da. Cât va ajunge ce adunați acum? Auzi, ce să, astea dacă e să le bag pe foc în loc de lemne, na, dacă două zile, da. Trei, hai, maxim trei, cu căruță de-a. Ard mai repede. Ăștia ard și mai repede, ea face și căldură, da. Arde. Da, ia spuneți-mi, aici, în toată zona asta de câmpie, e un obicei, mai ales, da? După ce trece combina, vin oameni și adună... Nu mai e oameni acum. Care vrea să mai vină, ai văzut că vine mulți cu de-alea, cu trotinete de-alea. Am cumpărat, le-a făcut câte o remorcă. Auziți? Ce? Adună oamenii din sărăcie. Păi nu ți-a zis, ăsta îi adunăm mai mult pentru foc. I-a prins focul atât. E greu? Păi este greu cu banii să cumpărați lemne. E greu dacă ăștia le dă scumpi, vine cu ele pe sat, ai văzut aia cu mașinile. Da, mai asta... negociez cu ei, mai... Cum au ajuns lemnele acum? Am dat pe 4 metri, am dat 20 de milioane. Foarte mult. Nu mulți își permit. 20 și 2 le-am dat la tăiat. Mai am dat 500 la crăpat. Și așa că... Cât a fost? 30 de milioane. Păi de aia este convenabil, nu? Să adunați coceni. Păi da, bag și de ăștia, bag și de ăla. Mai de ăla. Mai lungiți boala un pic. Păi da. Și încă nu facem în toate case, la toate sobele. Numai la două sobe, atât. Dacă era să facem la toate sobile, stu scați acum. Da, ăștia a dat o bură de ploaie pe ei. Că... Și pe ăștia, unde îi răsturnați? Unde îi depozitați? Am acolo, de bag să nu-i mai plouă, bine zăpada pe ei. Adică... Că nu-i lasă afară. Sperați să-i aveți și dincolo de nu, iarnă? Câte iarnă? Câte iarnă atâta. Dacă mi-ajunge, dar numai atâta băgăm. Pentru a prins focul atât. Mai bag așa câte niței, cu lemne. Mai bagă de astea pentru lemne. Altceva n-aveți ceva. Așa ca să mai trageți un pic de lemnișoarele, da, alea pe care le aveți. Da. Vă mai duceți, da, în timp așa cu ele. Nu că ne duceți în timp. Dacă de igerul, atunci bagi mai mult. Când e frică. Acum... Bași mai subțiri, că e timpul bun acum. De-aia.
mă duc mai încolo, să văd dacă mai e ciocan, dacă nu mă duc la altă de. Dar ia zice, Sim, proprietarii terenurilor nu zic nimic, nu? Dar mai e proprietar acum. Asta care lucrează, proprietar. Aha. Le dă, îl are în aret. Da. Ai înțeles? Da. Ei sunt obișnuiți să vadă oameni care adună așa. Să mai uit.